În perioada următoare vor ajunge la Spitalul Motru mai multe echipamente, stație de sterilizare, laparoscop chirurgical, cardiotocograf, nazofaringoscop și electrocauter, urmând ca în a doua parte a anului să se primească un analizator de marcări cardiaci, dar și un computer tomograf. Sunt mulțumită că am putut face ceva pentru Spitalul Motru pentru că sistemul sanitar este domeniul din care am plecat, iar de aparatură vor beneficia toți cetățenii din colegiul din care vin, a declarat Camelia Craibani, fost director al Spitalului Municipal din Motru. Alte două unități spitalicești din Gorj vor beneficia de investiții și dotare cu aparatură medicală în perioada următoare. Este vorba de Spitalul Orășenesc de la Bumbești Jiu și Spitalul Orășenesc de la Rovinari. Sursele de finanțare sunt însă diferite, respectiv fonduri proprii și fonduri nerambursabile, în cadrul unui proiect cu finanțare de la Uniunea Europeană. La Spitalul Orășenesc din Bumbești Jiu va fi investită suma de peste 155.000 de lei fără TVA în realizarea unui sistem de panouri solare care vor fi folosite pentru prepararea apei calde în unitatea medicală. La Spitalul Roșenesc de la Rovinari va fi investită suma de peste 2 milioane de lei din fonduri nerambursabile pentru dotarea și instalarea unor echipamente medicale la Ambulatoriul Unității Spitalicești. Vor fi cumpărate 19 tipuri de echipamente medicale de care au nevoie medicii din Rovinari care vor intra până în vară în dotarea spitalului.